Berbec. Ai parte de o zi cât se poate de lejeră la locul de muncă. N-ar fi greșit să rezolvi anumite chestiuni programate pentru viitor, iar asta pentru că e posibil să se ivească o perioadă aglomerată. Taur. Ești înconjurat de afecțiune, ceea ce te face să te recalibrezi după o perioadă incertă. Familia ți este alături, fapt ce te bucură nespus. Gemeni. Astăzi decizi să taci și să privești lucrurile din exterior. Nu te mai implici activ în absolut toate situațiile, iar acest lucru ți este cât se poate de benefic. Rac. Se poate să te bucuri de o promovare la actualul loc de muncă. Meritele îți sunt în sfârșit recunoscute și te simți destul de apreciat de superiori. Leu. Nu amesteci viața amoroasă cu cea personală. Acest lucru îți oferă o balanță echilibrată, iar toate sectoarele îți vor surâde. Fecioară. Astăzi preferi să-ți pui sarcinile pe locul secund și alegi să scoți un prieten de birou din impas. Vei avea parte de o surpriză plăcută atunci când îți vei da seama că acest lucru va atrage după sine anumite avantaje. Balanță. N-ai nicio tragere de inimă să-ți rezolvi îndatoririle. Ai vrea să le nevești toată ziua, însă anumite păreri din partea partenerului de cuplu te vor face să te mobilizezi. Scorpion. Poți răsufla ușurat după ce ai rezolvat cu brio o anumită sarcină care ți-a dat bătăi de cap până acum. Ba mai mult, acest lucru te-a făcut să câștigi chiar și persoane pe care te poți baza la nevoie. Săgetător. Te impresionează faptul că ai reușit să-ți expui doleanțele în fața cuiva care nu te făcea să te simți confortabil. Ai trecut peste orice sentiment care te încerca și chiar și pe el l-ai lăsat cu gura căscată. Capricorn. Ai parte de anumite tensiuni în sfera amoroasă. Neînțelegerile cu partenerul cer musai să fie rezolvate sub o formă sau alta, altfel te vei plafona într-o relație care nu te face fericit. Vărsător. Ești scos din sărite pentru că ți se pare că cineva pe care îl consideri inferior ție îți dă ordine. Poate ar trebui să asculți ce vrea el să spună de fapt înainte de a transforma totul într-un conflict de amploare. Pești. Disputele din căminul conjugal dispar în momentul în care analizezi că tu și partenerul tău de viață aveți planuri comune de viitor. Atmosfera de liniște și veselie va trona la tine în casă. Atât pentru astăzi, dragilor, ne revedem și data viitoare.